În condițiile în care criza economică încă paralizează nivelul de trai din România, statul a oferit mai mulți bani cultelor religioase în 2013 față de anul precedent. Bugetul a stârnit nemulțumiri în Parlament, iar traseistul Remus Cernea propune ca fiecare persoană să poată direcționa un anumit procent din impozitul pe venit către biserica de care aparține, similar cu oferirea 2% către ONG-uri. Astfel, biserica nu ar mai primi fonduri de la stat. Pe de altă parte, ceilalți deputați și senatori, dar și o mare parte din populație nu sunt de acord cu această idee. Argumentul este simplu. Mai bine de 70% dintre români au încredere în biserică și consideră că este nevoie de fonduri pentru ca lăcașurile de cult să fie în continuare o oază spirituală. Biserica este pentru noi. Gălățenii ar fi de acord să direcționeze 2% din impozit către biserica de care aparțin pentru a o sprijini. Când bătea, eu eram în pat și stăream cu bunica. Bunica, iau-ți, hai să mergem la biserică, la Sfântul Vasile. Mergem, mamă, mergem. Dumneavoastră ați da 2% din impozitul pe care îl plătiți? Da, aș da. Sigur că aș da. Credeți că ar fi mai bine chipzuiți decât biserică? Da, sigur, da. Asta m-aș bucura. Credeți că ar fi bine, mai bine chipzuiți acești bani decât biserică? Fiecare să-și dea unii trebuie, la unii ce credințari. Este foarte posibil însă ca propunerea lui Cernea să nu treacă de votul Parlamentului. Istoria demonstrează că biserica a fost un punct de sprijin pentru români. Religiozitatea mărturisită a poporului și proporția de peste 80% a creștinilor ortodoxi sunt date statistice care ne duc cu gândul că lăcașurile de cult și spiritualitatea sunt elemente importante pentru existența noastră.